Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Bioetica. Probabil ați auzit de acest cuvânt. Este oarecum mai nou în vocabularul nostru. A apărut prin anii 70 ai secolului trecut. Este un domeniu, e o știință care se ocupă cu interacțiunea dintre știință, descoperirile științei, mai ales ale științei medicale, și etică, morală, în aceasta incluzând și, desigur, etica creștină, religioasă. Bios înseamnă viață, etică înseamnă comportament, morală, deci morala vieții. Vă propun să discutăm despre provocările acestui domeniu în creștinismul de astăzi și o facem cu părintele Bogdan Florin Vlaicu, preot ortodox român în diaspora. Este preot ortodox român la parohia ortodoxă română din Charleroi, Belgia. Bine ați revenit, părinte Bogdan Florin Vlaicu, la Trinitas TV. Bine v-am regăsit. Spun revenit pentru că probabil l-ați recunoscut dintr-o emisiune mai veche pe care părintele Bogdan Florin Vlaicu o făcea la TV Trinitas. E vorba de o emisiune despre teologia icoanei. De altfel, primele preocupări de Mirean în domeniul acesta al misiunii bisericii le-ați avut în domeniul jurnalistic. Ați colaborat și la Radio România Actualități și la Radio Trinitas. Acum, ultimele preocupări pe care le aveți sunt în domeniul acesta, al bioeticii. Și vreau să vă întreb pentru început, de ce v-ați îndreptat spre acest domeniu, oarecum, să zicem așa, complicat, pentru că implică cercetare, știință, trebuie să cunoști, dacă nu ești un cercetător științific, măcar să cunoști termenele sau procedurile în care se face cercetarea, se descoperă ceva nou în domeniul științei. De ce v-a atras acest domeniu? Aș spune că este ceva strâns legat de misiunea pastorală pe care o am ca preot în Belgia. Și motivul este lesne de înțeles dacă vă spun că Belgia este al doilea stat din lume care pe 28 mai 2002 a legalizat eutanasia. O lună mai târziu, după Olanda. Eutanasia fiind o problemă, o provocare a bioeticii. Sigur că da, eutanasia înseamnă, în limba greacă, moarte fericită, eftanatos. Moarte bună. Sau moarte bună. În realitate însă acest termen ascunde o realitate foarte tristă, și anume este vorba despre persoanele care optează să-și pună capăt zilelor și sunt ajutate de către un medic să facă acest lucru. Cel mai adesea din cauza suferinței pe care o presupune o boală incurabilă la un moment dat și se apelează la acest mijloc, care contravine, să înțeleg, principiilor morale, nu numai creștine, în general, contravine eticii, nu? Sigur, este ceva împotriva vieții și din punct de vedere creștin este o sinucidere și ca atare un păcat foarte grav pentru care biserica nu mai acordă nici măcar servicii funerare creștine ortodoxe. Există cazuri multe în Belgia? Asta o să vedem pe parcursul emisiunii, cum aceste cazuri sunt din ce în ce mai numeroase. În 2002, când eutanasia a fost legalizată în Belgia, a fost formată o comisie cu un nume foarte pompos, am să-l citesc acum în întregime, Comisia Federală de Control al Legii asupra Eutanasiei, o comisie parlamentară care își asuma răspunderea de a controla aceste cazuri de eutanasie post factum și a vedea dacă s-au îndeplinit cerințele legii. Adică de a stabili dacă a fost făcut, să zicem, cu acordul celui care a vrut să fie eutanasiat, adică omorât înainte de a-i veni sorocul, cum se zice în românește. Și mai ales dacă se întrunește această condiție a legii, care era foarte clară de la început, și anume eutanasia se putea practica doar pentru bolnavi aflați în faza terminală de viață, în perspectiva unei morți iminente și apropiate, în special și bolnavi de o boală care cauzează suferințe insuportabile. Era vorba în principal de bolnavii de cancer în fază terminală. Deci legea era foarte clară de la bun început. Ce s-a întâmplat între timp? Unde s-a ajuns astăzi? Este cu totul altă poveste. După câte știu eu, în România nu e posibilă această procedură. Sigur că nu este posibil. Deocamdată în Europa sunt doar 3 state care au legalizat eutanasia. De care e Belgia.
Olanda, Belgia și Luxemburg în ordinea aceasta. Timp de 10 ani s-ar fi părut că totul se desfășoară absolut conform legii, niciun fel de reclamații, niciun fel de aviz negativ din partea acestei comisii. 10 ani după această lege, după această legalizare. Și iată că pe 20 aprilie 2012 un profesor la Universitatea din Leuven, doctorul Tom Mortier, sosește de la serviciu acasă și într-o după-amiază și primește un telefon de la o persoană necunoscută care îi comunică faptul că ieri mama lui a fost eutanasiată. Vă dați seama ce reacție a avut acest om? El fără să știe. Fără să știe nimic. Deci închipuiți-vă fiecare telespectator să se pună în situația lui, să se liniștit acasă de la serviciu, primește un telefon de la spital și se comunică că mama ta a fost eutanasiată. Această femeie avea 64 de ani, nu suferea de nicio boală incurabilă, ci doar de o depresie cronică. Dar era internată. Nu era internată. Deci era o femeie în vârstă, singură și depresivă, cum se întâmplă de multe ori la vârsta aceasta. Și a făcut cerere. Nu știm cât era de conștientă și de cu mintea clară în momentul acela. A făcut cerere într-un moment de depresie să fie eutanasiată și a fost eutanasiată fără ca măcar fiul său, Tom Mortier, să fie anunțat. S-a bazat acea decizie doar pe hotărârea luată de respectiva persoană? Da. Trebuie să știți că asta este o mare problemă, faptul că se eutanasiază tot mai mult persoane care sunt depresive, care au boli acestea psihice și care deci nu se încadrează în limitele legii așa cum a fost ea formulată inițial, precum și persoane în vârstă pe bază de așa numită patologie multiplă legată de vârsta înaintată. Ceea ce e o formulare atât de confuză încât poate să conțină orice. Orice persoană în vârstă nu se mai simte ca la 20 de ani. Aici. Și atunci ea poate să ceară eutanasie pur și simplu pentru că spune mie mi se pare greu să mai trăiesc de la 70 de ani încolo. Da. Să zicem că e oarecum de înțeles suferința prin care trece o persoană care are o boală, are o neputință, mai ales la vârstă înaintată și am auzit și eu la noi spunând de ce nu mă ia Dumnezeu să termin odată cu această suferință? Există dorința aceasta a unui om. Problema e următoarea. Să dorești una, să pui în fapt este alta. Pentru că dacă o faci tu, e sinucidere. Nu? Adică îți iei viața. Într-un fel sau altul. Dar apoi, dacă nu o faci tu, trebuie să-și asume cineva acest lucru. Și aceea este omucidere, adică e crimă. Exact. Dumnezeu ne-a lăsat instinctul de conservare pentru a ne păstra în viață. Și instinctul de conservare este cel care cenzurează astfel de dorințe suicidare. Mi-amintesc aici de celebra remarca lui Eugen Cioran. M-aș sinucide, dar n-am curajul să o fac. Eugen Ionescu. Nu, Cioran. Emil Cioran. Emil Cioran. Care spunea, m-aș sinucide, dar nu am curajul să o fac. Deci, tocmai acest instinct de conservare împiedică pe foarte mulți oameni să se sinucidă. Ori prin legea eutanasiei, instinctul de conservare nu mai este ascultat, este depășit, este eludat. Și de aici și gravitatea unei astfel de legi. Dar ne întoarcem la Tom Mortier. Tom Mortier n-a rămas cu mâinile în sân, ci după ce a trecut șocul acestui anunț al eutanasierii mamei sale, și-a căutat un avocat și a încercat la început în Belgia, pe linie a justiției belgiene, să-și caute dreptatea, n-a reușit. Și după ce a epuizat mijloacele legale în Belgia, a dat în judecată statul belgian la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde procesul se judecă în continuare. Este o plângere deci contra Belgiei în 2014 și contra doctorului Distelmans, care a efectuat eutanasierea mamei sale. Și nu s-a oprit la asta, ci a creat o fundație, o asociație și o pagină internet care se cheamă Eutanazi Stop. Deci, și pe această pagină împotriva internet, împotriva acestei legi care în dorința de a relansa o dezbatere pe tema eutanasiei, iată 10 ani mai târziu și mai bine după ce eutanasia a fost legalizată. Pe pagina internet Eutanazi Stop
au semnat deja mari personalități ale Belgiei de toate religiile, începând cu șef rabinul Ben Ghigi al Bruxelles-ului, personalități din lumea musulmană, catolică, ortodoxă și seculară. Pentru că ați ajuns aici, problema aceasta a sacralității vieții nu e doar în creștinism, e în toate religiile. Este o cauză care unește toate religiile. Nici o religie nu acceptă sinuciderea așa pentru orice motiv. Sinuciderea sau, să zicem, deconectarea de la niște aparate care întrețin viața unei persoane într-o stare foarte gravă de boală, nu? Pentru că noi în România bănuiesc că nu ne-am confruntat cu asemenea cazuri, nici nu este legal să se pună în aplicare o asemenea procedură, dar am văzut în filme americane, în special, situația în care familia unui bolnav este pusă de a-l deconecta pe respectivul de la aparate, pe ideea de a nu mai suferi și pe ideea că n-ar mai fi nicio șansă de vindecare, da. S-ar cheltui cu acele aparate care întrețin o viață, am putea zice, artificială. Sunt probleme, sunt argumente care sunt și pro-eutanasie sau această procedură de a întrerupe viața cuiva care oricum nu-și mai trăiește viața așa cum ideal ar fi să o trăiască. Da, eu aș propune să nu ne ocupăm de cazurile acestea limită, unde sigur limita dintre viață și moarte devine puțin confuză și unde trebuie discutat de la caz la caz, dar ați spus un lucru foarte important, ați spus să nu se mai facă cheltuială. Să știți că, de fapt, acesta este principiul fundamental al eutanasiei în Occident. Că e vorba de Belgia sau de cealaltă țări care au legalizat această eutanasie în Europa și în lume. Problema cheltuielilor. Deci există un buget al sănătății, da? Care se acumulează pe baza contribuției la asigurările de sănătate. Și sunt sume importante cheltuite pentru menținerea în viață acestor bolnavi de diferite boli, în fază terminală, mai mult sau mai puțin. Și atunci îmi spunea un medic care a făcut o vreme parte din parohia noastră de la Charleroi, avem mulți medici români și cadre medicale din România, acolo și în regiunea Charleroi și în Belgia în general, și îmi spunea că a studiat problema din interior și a vorbit cu medici care practică eutanasia, și a ajuns la concluzia că, de fapt, criteriul prim al eutanasierii este calculul economic foarte cinic, cât ne costă acest bolnav, cât economisim dacă îl suprimăm. Și după aceea, bineînțeles, se poate face și o propunere, se poate încuraja. Deci vedeți că se ajunge mereu la bani. Și nu mai contează sufletul omului, nu mai contează viața omului, totul se cumpără și se vinde pe bani. Ori aici este aspectul foarte trist al acestei legi, și trebuie să avem în vedere dintr-un început acest aspect. De altfel, în problematica aceasta a bioeticii, curentul materialist este cel care susține toate cercetările, indiferent cu ce riscuri pentru viața umană sau pentru, să zicem, lezarea demnității unei persoane, pentru că, până la urmă, e în beneficiu altor persoane. Pentru că am putea să ne gândim, banii economisiți de care vorbeați pot fi cheltuiți pentru tratarea altor persoane, deci în beneficiul și pentru bunăstarea altor bolnavi. Părinte Bogdan Florin Vlaicu, problema eutanasiei nu este singura pe care o pune sau cu care provoacă bioetica. Mai sunt și alte probleme. Probleme de cercetare medicală care au ajuns până în acel punct embrionar, de unde se pot extrage niște celule cu care se pot trata tot felul de boli, chiar și cancerul, am înțeles, există niște cercetări în domeniul acesta, adică embrioni umani produși în eprubetă, nu în mod natural, care să fie, să zicem, suport pentru cercetare, pentru dezvoltarea unor remedii, ale unor boli care până acum nu au remediu. De ce, până la urmă, nu se poate interveni pe embrionul uman? Embrionul este acea mică ființă apărută în urma fecundării, nu? Acolo există curentul care spune, domnule, nu e om în integritatea lui, nu e viață umană deplină. Așa că până la momentul în care apare viața umană deplină, poți să intervii, poți să cercetezi, poți să chiar să distrugi
embrionul acela. Care e poziția bisericii, a creștinismului? Hristos ne-a învățat că viața este sacră, că viața este sfântă. Acest concept nu este întâlnit în toate religiile lumii. Orice viață, orice tip, viața de, omului, orice tip de viață. Viața omului este sfântă. Umană, da. Da. Acum există un curent în lume foarte puternic, care a fost pe drept cuvânt numit cultura a morții, care se împotrivește culturii vieții promovată de Biserica Creștină de 2000 de ani. Și aș spune că în cadrul acestei culturi a morții se manifestă astăzi cu putere așa numită filozofie utilitaristă. Utilitarismul asta spune. Ești util societății, meriți să trăiești. Nu ești util, meriți să fii suprimat. Și ca atare, legea ar trebui să îngăduie lucrul acesta. Că ești suprimat la nivelul de embrion, că ești suprimat la, după naștere sau la bătrânețe, dar este vorba că viața omului nu are nicio valoare dacă nu este utilă societății. Problema este cine decide care Tocmai. Viață e utilă, care nu e utilă. Tocmai sunt niște medici și niște persoane care se erijează în astfel de mici dumnezei, care decid, își pot permite să decidă cine trăiește și cine moare. Și asta este foarte grav. Lucrul acesta se întâmplă ilegal astăzi, dar din ce în ce mai mult și legal, având în vedere aceste legi care țin de eutanasie pe de o parte, de eugenie pe de altă parte, eugenia fiind tocmai această selectare la naștere a persoanelor care sunt cele mai apte să trăiască și suprimarea pur și simplu a nou-născuților cu probleme, atinși de un handicap sau care nu au așa numite condiții de viață satisfăcătoare. Care ar avea, să zicem, neșansa de a se naște cu dizabilități, cu handicapuri exact. Majore. Și am cum să vă se dau, întâmplă de altfel? Am să vă dau un exemplu foarte concret. În 2004 a fost publicat în Olanda protocolul de la Groningen, sau Groningen, cum s-ar citi mai corect, în olandeză, elaborat de profesorul Verhagen, pornit pe o viziune utilitaristă despre care vă spuneam și care se bazează pe o evaluare hazardată a calității de viață a nou-născuților. Mai exact, medicul ginecolog, conform acestui protocol, nu este o lege, dar se practică. În momentul în care observă la nou-născut un handicap sau o problemă de sănătate, care consideră medicul nu îi va permite o calitate de viață corespunzătoare, acceptabilă, atunci propune părinților suprimarea fătului, suprimarea nou-născutului. Și le spune așa... După ce s-a născut sau înainte de naștere? După ce s-a născut. E vorba de nou-născut. Chiar da? După... De nou-născut. Uh-huh. Și le explică părinților că dacă vor avea acel copil, le va ocupa un foarte mult timp și nu vor avea timp suficient să se ocupe de ceilalți copii sănătoși. Deci utilitarismul este promovat atât în fața părinților, cât și în mintea medicului din perspectiva financiară de care vă spuneam. De ce statul să cheltuie atâția bani cu un copil handicapat? Nu este mai simplu să fie suprimat la naștere? Și cu acordul părinților, sigur, se semnează un act și copilul este omorât, este eutanasiat, sau cum vreți să-i spuneți. Mă întreb acum, e legal această procedură în unele țări? Da, este. Deci nu că e legal, nu există o lege, dar protocolul din Groningen se aplică pe larg în Olanda și am informații conform cărora și în Franța deci se fac lucruri în acestea. Acest mod gest tacit. Nu este taxat sau nu e judecat ca fiind crimă. Da. Nu este. Nu este. Deși copilul e născut. Da. De aceea se mai numește, unii mai numește și avort postnatal. Utilitariștii promovează acest concept de avort postnatal. Trebuie să știți că unul din corifeii principale utilitarismului este profesorul Peter Singer, sau Singer, de la Universitatea din Princeton, din Statele Unite, care a scris despre asta și promovează în conferințele sale acest lucru, susținând că un copil până la vârsta de 2 ani este inferior intelectual unui porc adult sau unui câine adult și ca atare, părinții ar trebui să aibă dreptul până la 2 ani să se hotărească dacă păstrează sau nu copilul și dacă nu, să aibă dreptul să facă acest avort postnatal, care iarăși este un cuvânt mincinos care ascunde teribilul termen de crimă. Bine, eu stau acum și mă gândesc, oamenii au tot dreptul să gândească orice. Problema e când acest tip de gândire sau devine un curent, care curent pătrunde într-o legislație care se pune în aplicare, atunci e o mare problemă. Pentru că se încalcă drepturile unui om. Acel copil, până la 2 ani, chiar cum zice profesorul de care aminteați, e totuși un om.
creștinismul vorbește de om chiar din momentul conceperii, nu? Adică chiar dacă nu e născut, el e deja o ființă umană, e viața acolo. Exact. Și de ce e viață? Pentru că, până la urmă, poate să fie o viață doar biologică. E și altfel de viață acolo? Este o persoană umană. Da? Chiar dacă ea nu este încă decât în potențialitate, ea nu este încă manifestată plenar, un embrion este deja o persoană umană. El are suflet și trup omenesc, din el se va dezvolta un om întreg și ca atare nu avem dreptul să suprimăm așa ceva. El nu mai este o celulă, o simplă celulă sexuală, nu? Cum este spermatozoidul sau ovulul, ci este o persoană umană, chiar dacă are doar o celulă sau câteva celule la începutul vieții și ca atare merită respectul nostru. Vedeți? Lucrurile acestea grave de obicei nu se impun dintr-o dată, ci încetul cu încetul. Este suficient să întredeschizi ușa diavolului ca el să intre cu obrăznicie, să dea ușa de perete și să intre în casă și să-și facă de cap. La fel s-a întâmplat în toate aceste cazuri. În cazul Eugeniei s-a început cu legalizarea avorturilor, care a plecat adică pe ideea... Da. Amintim din nou, selectarea vieților. Selectarea vieților, sigur. Decide cineva care viață merită continuată, care dintr-un stadiu inițial, embrionar sau imediat după naștere. În ceea ce privește avortul, este totul la bunul plac al mamei, care decide ce copilul va, pe care copilul va păstra și pe care îl va avorta. Și atunci s-au negat niște date ale științei foarte clare, care spuneau că omul de la început este om și s-a spus, nu, este om începând cu atâtea săptămâni, începând cu atâtea luni, ca să dea posibilitatea legalizării avortului până la o anumită vârstă a fătului. În funcție de anumite dezvoltări biologice. Da. Se spune că n-ar fi om de plin decât după ce are deja un sistem cerebral conturat. Dar cine își poate permite să afirme așa ceva? Da, pentru că eu stau și mă gândesc totuși sufletul. E un suflet. Absolut. Când apare? Când, deci, de din punct de vedere al teologiei ortodoxe, din momentul concepției el este acolo prezent. Fără discuție, da? Deci contribuția părinților este... să zicem, al punerii genelor, în genelor, a celulelor în acel copil, iar acolo mai e și contribuția al cuiva. A lui Dumnezeu. Pentru este o colaborare între părinți și Dumnezeu. Sufletul e ceva imaterial, nu? Sigur. Deci, în felul acesta s-a deschis ușa încet, încet și acum deja vorbim de avort postnatal, care este de-a dreptul crimă pentru toată lumea, pentru orice om normal la cap. A omorât un copil născut este deja o crimă. Eu știam doar de acest progres medical care poate să identifice în copilul nenăscut, încă în pântecele mamei, anumite dizabilități care se pot dezvolta și care îl pot face incapabil pentru o viață de calitate, cum ați zis. Adică așa este. O viață normală. Avem pentru un... că se nasc copii cu dizabilități, autism, știu, alte probleme care, într-adevăr, sunt o povară sau sunt o mare problemă pentru părinții care au de crescut un asemenea copil. Dar, totuși, e un copil care se naște. Nu poți să decizi să suprimi viața dacă după ce s-a născut. Sigur, avem un medic ginecolog în parohie care am avut o discuție mai aprofundată asupra acestui subiect și mi-a spus că în Belgia el, ca medic, este obligat să propună femei însărcinate, viitoarei mame, anumite teste care se fac pentru a identifica un risc pentru anumite boli genetice. Am să dau un exemplu foarte concret. Testul pentru sindromul Down. Da. Și dacă el nu propune acest test, poate fi dat în judecată de mamă în cazul în care copilul se naște cu această maladie. Și atunci el, ca medic creștin, pentru că știe ce înseamnă acest test. Dacă ți iese un rezultat, un risc de peste, știu eu, 50 ceva la sută, trebuie să îl avortezi sau să încurajezi pe mama să avorteze copilul. Deși este doar un risc, deci copilul are în continuare șanse foarte mari să iasă sănătos. E o datorie deontologică să propună, să recomande. Face parte din meseria lui, da. Uh-huh. Și atunci cum face el ca medic creștin? Pentru că el este un om foarte preocupat, deci un om cu conștiință creștină, și procedează în felul următor. Are o discuție cu mama și explică de la început toate lucrurile astea. Deci testul ăsta trebuie să vi-l propun, dar dumneavoastră trebuie să știți că ce să faceți? Să vă puneți întrebarea ce ați face în cazul în care testul ar da peste 50% șanse. Ați fi dispus să avortați copilul? Adică să explice mamei că până la urmă dacă
este o mamă creștină care are o conștiință și care prețuiește viața, mai bine renunță la acel test. De altfel, pot să vă spun că soția este însărcinată și nouă ni s-a propus acest test pe care l-am refuzat. Am spus, n-are rost să-l facem pentru că noi oricum vom păstra copilul. Deci vedeți până unde se merge și la ce încercări serioase este supusă conștiința unui medic creștin, deci, astăzi în Belgia. Testul nu e obligatoriu, recomandarea de a face testul e obligatorie. Obligatorie, da. Am înțeles. Da. Da. Și el își, mi-a spus că e conștient că el își riscă meseria în fiecare zi. Pentru că oricând el nu practică avorturi, da? Și atunci legea îi cere să trimite la un coleg care practică avortul și asta deja își pune problema de conștiință. Zice, bine, nu fac eu crima, dar sunt obligat să te trimit ca până la urmă să o facă altcineva. Nu pot să spun că sunt absolut nevinovat de chestia asta. Deci vedeți cât de fin se lucrează și la ce probe de conștiință sunt supuși medicii creștini astăzi în Europa. Părinte Bogdan Florin Vlaicu, vorbim de copii care se pot naște cu riscuri și de proceduri care, iată, devin, să zicem așa, lege în unele țări. În România, slavă astea Domnului... Astea sunt proceduri de tip eugenic. Da, astea sunt proceduri de România, tip eugenic. Slavă Domnului, nu se practică lucrurile acestea, dar e clar, dacă curentul e născut și se amplifică, pot apărea cazuri și la noi. Dar există și problema aceasta a infertilității, care e o problemă majoră astăzi. Tot mai multe cupluri nu reușesc să aibă copii și aici știința vine și îi ajută cu tot felul de tehnici de procreere artificială. Cum se spune, sunt mai multe tipuri de, la care pot apela cei care nu reușesc să nască în mod natural un copil. Și orice cuplu își dorește, e clar, e bucuria familiei că atunci când se naște un copil. De ce sunt problematice tehnicile de procreere artificială? De ce? Pentru că, să înțeleg, e o altă problemă a bioeticii la care creștinismul răspunde tot așa, nu e de acord decât cu unele sau într-o anumită... Și haideți să detaliem puțin cum stau lucrurile aici, în cadrul infertilității. Această așa numită fertilizare in vitro este o tehnică foarte delicată și dificilă și care are o rată de reușită destul de scăzută. De aceea, medicii preferă să formeze de la început mai mulți embrioni pe care îi păstrează în rezervă și o parte din ei sunt implantați în mamă pentru a da naștere unor copii, iar pentru că se știe că se pot avea loc mai multe încercări nereușite, ca să nu se reia de fiecare dată toată operațiunea de la zero, se folosesc a doua oară, a treia oară, acei embrioni de rezervă. Însă, întotdeauna rămân niște embrioni supranumerari, cum se cheamă ei, care sunt adică fie distruși, nefolosiți, care, din punctul nostru de vedere al creștin, sunt persoane umane și care... Într-o formă incipientă. Da, dar sunt persoane umane. Deci distrugerea lor echivalează într-un fel cu o crimă. Și acești embrioni sunt fie distruși, fie folosiți pentru experiențe științifice, deci, până la urmă, tot omorâți. Sunt ținuți în niște condiții de frig, congelați, cum s-ar spune. Așa este. Deci, pentru acest lucru, biserica nu poate fi de acord cu această metodă. Acum, însă, de la caz la caz, trebuie ca fiecare să discute cu duhovnicul, să se vadă exact situația, dar biserica nu poate să dea nici cum o undă verde pentru o astfel de metodă, din acest motiv, pentru că întotdeauna are loc distrugerea unor embrioni, viitoare, posibile viitoare ființe umane nevinovate. Așa. Acum, pe lângă această metodă care deja are o anume vechime și este destul de cunoscută, au apărut metode mai noi, cum este aceea mamelor purtătoare, care este astăzi foarte discutată și la modă, care constă de altfel în implantarea unui embrion aparținând genetic celor doi părinți naturali, în pântecele unei mame, o terță persoană, care urmează să poartă în pântece copilul, să-l nască, în schimbul unei sume de bani. Și în momentul acela ea devine așa numită mamă purtătoare sau mamă surogat. La nașterea copilului ea nu are niciun drept. Asta se stipulează deja în contractul inițial,
în care se spune că singurul ei drept este de a primi acea sumă de bani care i-a fost promisă. În cazul în care acceptă să alăpteze copilul câteva luni, se poate da și un bonus. Deci vedeți cum funcționează lucrurile. Se petrec cazurile acestea din punct de vedere legal undeva? Se petrec în țări care au acceptat legal, în țări care încă nu au o legislație clară în acest sens. Inițial, în Statele Unite se petrec foarte mult, dar în Europa s-a mers inițial pe țări din acestea, din afara spațiului european, Ucraina sau țări din Africa, și acum din ce în ce mai mult și în țări europene, pentru că Marea Britanie deja a legalizat această concepție pentru altul, cum se spune în franceză, gestație pentru altul, gestation pour autrui. Deci în Anglia se practică acest lucru. În Grecia a fost legalizată. În România încă e o situație nu foarte clară, dar am văzut recent la telejurnal cazul acelei mame care pentru 10.000 de euro este dispusă să facă acest lucru pentru a asigura un apartament cât de cât confortabil familiei sale. Cu chirie pentru 9 luni, cum s-ar zice. Da. Ea asigură... Apartamentul asigură pentru familie. Chiria și... își pune punte cu în chirie, da, ca să-și cumpere o casă. Și desigur că vă dați seama că la nașterea acestor copii au loc de multe ori drame, pentru că mama aceea, chiar dacă nu este genetic mama copilului, ea totuși se atașează enorm de el, îl poartă în pântece 9 luni, după aceea poate și alăptează și în momentul acela nu vrea să mai despartă de copil. Copilul îl simte ca fiind al ei și contractul acela osilește să lase copilul celor doi părinți, așa zici, naturali, și îi sfâșie inima. Dar să zicem că, din punct de vedere juridic, dacă semnează un contract care pentru a acorda un serviciu până la urmă, pentru că acesta e un serviciu pe care îl acordă nu gratuit, ci contra unei sume de bani, cu ce? De ce e imoral? De ce contravine moralei creștine? Pentru că nu putem să acceptăm comercializarea pântecelui matern. Deci cele mai sfinte lucruri din lume sunt acestea, maternitatea, familia. Dacă și acestea le batjocorim, le călcăm în picioare, le comercializăm, unde ajungem? Cine suntem? Dar de ce, să zicem, un cuplu ar apela la această formă de pântec închiriat, să zicem așa? Sună foarte dur, dar de ce ar apela un bărbat și o femeie la asemenea procedură ca să aibă un copil? Da, sunt cazuri de infertilitate, sunt și cazuri de comoditate, se întâlnesc și astfel de cazuri de mame, de femei care nu doresc să sufere de formările produse în trupul lor de perioada de graviditate, de sarcină. Dar cel mai mare număr de cupluri care doresc acest mod de procreere asistată sunt cuplurile de homosexuali. Deci lobby-ul homosexualist este cel care face presiunile cele mai mari ca mamele purtătoare să fie legalizate în cât mai multe țări, pentru că pentru ei este posibilitatea cea mai clară de a putea avea un copil în condițiile în care toate cuplurile homosexuale sunt infertile, pentru că nu se poate obține un copil printr-o relație homosexuală. Asta nu sunt infertile din cauza unui accident, ci sunt infertile pentru că nu pot procrea două femei împreună și nici doi bărbați împreună. Exact. Ci doar un bărbat și o femeie. Da. De aceea trebuie înțeles lucrul acesta și lansez acest apel și către publicul nostru, către ascultători, că această mișcare de cererea tot mai multor drepturi pentru aceste cupluri, până în final, se dovedește lucrul acesta în țările din vest, cade în capul copiilor. Victimele sunt copiii, pentru că nimeni nu îi întreabă pe copii dacă ei sunt de acord să fie adoptați de un astfel de cuplu. Până la urmă, toate aceste discuții ajung într-un punct care se cheamă drepturi. Adică e vorba de drepturile unei persoane care sunt încălcate. Dar acea persoană, atunci când se tot discută, nu e luată în seamă. E vorba de copilul în stadiu embrionar sau în alt stadiu de evoluție, care devine, cum ați zis, devine un instrument de satisfacere a unei plăceri a părinților să aibă un copil și atunci se apelează la orice mijloc pentru a-l avea și nu se mai ține seama de drepturile copilului. De exemplu, atunci când se apelează la o mamă purtătoare, ce drept al copilului care se naște din mama purtătoare se încalcă?
Eu aș face aici o diferență care se impune din ce în ce mai mult în vremea noastră între drepturile omului, care se află în acea declarație a drepturilor omului, inspirată la origine din morala creștină, da? Care sunt drepturile ale vieții. Care acordă valoare persoanei umane. Persoanei umane și vieții, da? Și drepturile individului, care sunt noile drepturi care se strigă astăzi de pe garduri și care nu mai au legătură și chiar încalcă drepturile omului. Drepturile omului sunt drepturi care țin de seama de libertatea celorlalți. Nu încalcă libertățile celorlalți. Drepturile individului sunt drepturi care aparțin de un individ egoist pe care îl interesează doar interesul său personal și ca atare aceste drepturi, așa zise drepturi, pot încălca drepturile celorlalți. Și avem aici un caz foarte clar în care se încalcă dreptul copilului de a fi născut într-o familie normală, cu mamă și cu tată, de a beneficia de dragostea mamei lui naturale, care este și mama genetică și cea care l-a purtat în pântece. Poate cineva o să-mi spună, păi sunt atâtea cazuri de copii orfani și așa mai departe. Dar cazurile astea au apărut în pofida încercărilor societății de a păstra un climat normal. Noi nu trebuie să mulțim aceste cazuri. Noi nu facem decât prin aceste legi să mulțim la nesfârșit aceste cazuri care sunt triste. Accidente. Sunt accidente, da. E ca și cum am legaliza o lege care să producă accidente pe stradă, da? Accidente se întâmplă și acum cu toate regulile de circulație, pentru că nu toată lumea respectă cum trebuie și au loc accidente. Dar închipuiți-vă o lege care să producă accidente în mod voit, da? Și să fim de acord cu așa ceva. Este un exemplu, cred, destul de elocvent. Deci nu are niciun rost să mulțim accidentele. Noi trebuie să încercăm pe cât posibil statul, aceasta este misiunea lui, să aibă grijă ca cetățenii lui să simtă în siguranță cu drepturile lor respectate și accidentele acestea și încălcarea drepturilor să fie cât mai rare. Dar cum de s-a ajuns totuși ca unele legislații europene sau din Statele Unite ale Americii să ajungă până într-acolo încât să permită, cum ziceați, aceste accidente? Adică să le legalizeze gândindu-se la drepturile celor care beneficiază, nu? Da. Este vorba despre sume foarte mari de bani, întoarcem iarăși la bani, la randament economic. Industria aceasta a marmelor purtătoare în Statele Unite a atins și cifre de afaceri colosale, care continuă să crească. Contractele acestea sunt impozitate? Ce știți? Adică din moment ce este legalizat, este și impozitat. Deci și statul profită și se face părtaș la această crimă, la această fără de lege, de fapt. Și știu că în urmă cu câteva luni la Bruxelles au venit niște corporații în aceste americane care se ocupă de mame purtătoare să-și facă lobby și să-și facă publicitate. Și câteva zile au avut un târg acolo de prezentare a mărfilor și a procedurilor lor. Și weekendul a fost rezervat cuplurilor homosexuale, pentru că eu știu foarte bine că astea sunt cuplurile cele mai interesate de astfel de, deci, de public lucruri. Cuplul cu țintă, da? Și sigur, era un mod de a face lobby pe lângă Bruxelles. Din fericire însă, în pofida acestor acțiuni extrem de agresive din partea lobby-urilor americane și altele, există o veste bună. Pe 15 martie anul acesta, raportul de Suter, care promovează legalizarea maternității surogat, a fost respins cu un vot de 16 contra 15, deci cu un vot în plus, în Comitetul pentru Sănătate și Afaceri Sociale al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Raportul se numește mai exact Drepturile omului și probleme etice legate de surogație, mame surogat, mame purtătoare, iar autor este Petra de Sutter, care este un politician belgian socialist, activist LGBT, e vorba de lesbiene, gay și bisexual și transexual, și care este și transgender, a fost bărbat și acum consideră că este femeie, și care este în același timp șef al Departamentului de Obstetrică Ginecologie al Spitalului din Ghent, unde oferă copii născuți prin surogație, așa zis, altruist, adică pretinde că acea surogație se face fără bani, dintr-un spirit altruist al femeilor respective, lucru care rămâne de verificat, pentru că, din punct de vedere legal, nu își putea să permite să o facă altfel. Și avem parlamentari români, moldoveni, care s-au opus, deci care au fost de partea bună a baricadei. Iată deci cum lupta se duce, este strânsă, la un vot acest raport a fost respins. Dar poate data viitoare când va fi propus,
se va întâmpla exact invers și raportul va trece. Dar și deocamdată, grație acestui fapt, noi nu avem încă o legislație europeană și nici măcar o recomandare la nivel central european în privința surogației, ci din contră mai mult o poziție rezervată, retrasă, pentru că se pune și problema recunoașterii adopțiilor de către aceste cupluri a copiilor produși, între ghilimele, în țări din afara spațiului european. Și știu că a fost un mare scandal în Franța cu două lesbiene care au venit cu copilul produs în Ucraina și au cerut să le fie recunoscut și a fost o întreagă dezbatere la momentul respectiv. Deci vedeți cât de mult se complică lucrurile, ce bătăi de cap dau juriștilor, ce bătăi de cap dau medicilor și nu mai spun ce probleme pun bisericii în punct de vedere pastoral. Da, pentru că mă gândesc chiar așa. Dumneavoastră, dacă vine un cuplu care a încercat de mult să dea naștere unui copil și nu s-a reușit și a aflat, desigur că se află astăzi orice foarte repede, de aceste proceduri care permit unui cuplu să apeleze la procreerea artificială. Și vin, sunt oameni credincioși, vin să ceară sfat preotului, ce le recomandați? Le-ați recomandat? Sau da, poate vi s-a întâmplat? Deci am avut un caz concret, tineri căsătoriți de mai mulți ani care își doreau un copil, medicii le-au spus că va fi foarte greu. Deci au făcut niște analize. Au făcut analize, sigur. Și atunci au venit cu multă credință, s-au spovedit amândoi și au reglat toate problemele lor de cuplu, de familie. N-au lipsit duminică de la biserică de atunci, de la început, de când am fondat noi parohia în 2013. Și mi-au cerut sfat. Și sfatul pe care l-am dat a fost simplu. Rugați-vă lui Dumnezeu, rugați-vă la Sfântul Nectarie, la sfinți care ajută, sunt cunoscuți pentru ajutorul pe care îl dau unor astfel de cupluri. Și în scurt timp, după ce a urmat acest program de rugăciune, de viață morală creștinească, au născut un băiețel. Pe care, natural. Absolut natural, fără niciun fel de artificii în acestea medicale moderniste. Copil care se cheamă și Nectarie, unul dintre prenume, da? Ca să da, mulțumească Sfântului Nectarie, care ei cred și au dreptate să creadă că i-a ajutat în sensul acesta. Deci, cei care își propun să apeleze la tehnicile acestea medicale, să-și pună această întrebare. Oare am epuizat toate mijloacele duhovnicești, creștinești pe care le avem la dispoziție? Ne-am rugat suficient? Da. Să zicem că poate s-au rugat și nu au primit răspuns la rugăciune. Mai au vreo șansă? Deci, deocamdată, până la momentul ăsta pot să vă spun un lucru general pentru toată lumea. De aici înainte ipotetic. Sunt cazurile de la caz la caz. Duhovnicul cu cuplul respectiv, discuțiile pe care le au, este o intimitate duhovnicească în care nu pot permite să intru. Da? Deci, ortodoxia are o acrivie, are și o economie, așa? Și de la caz la caz lucrurile se pot rezolva cu duhovnicul. Dar vă spun, din punct de vedere al acriviei, al doctrinei oficiale a bisericii, biserica nu poate da undă verde acestor practici. Nu poate. Dar există cazuri de, să zicem, potențiale mame bolnave care au afectat foarte grav aparatul genital. Deci e clar, acolo nu se poate întâmpla nici măcar o minune. Pentru că minuni se pot întâmpla. Dar totuși vor să fie părinți, da, acei oameni. Mai există o posibilitate care este absolut acceptată de biserică și chiar încurajată, care este adopția. Sunt atâția copii orfani, copii necăjiți, pe care părinții i-au respins sau pe care părinții au murit și care așteaptă cu disperare să fie înfiați de o familie normală care se ocupe de ei, care să le poată spune cu dragoste tată și mamă. Și acesta este, deci, mijlocul cât se poate de creștinesc și de tradițional de a avea copii. Dar aș mai spune un lucru, apropo de toate aceste dorințe ale cuplurilor homosexuale de a avea copii, sau chiar ale cuplurilor heterosexuale infertile. A avea copil nu este un drept, a avea copil este o responsabilitate, în primul rând. Deci nu există un drept al omului de a avea copii. Da? Copilul este un dar. Dumnezeu îl dăruiește cuplului ca un dar. Unora le dă, altora nu le dă. Pentru motive tainice de el cunoscute. Și mai există cupluri creștine care primesc aceasta ca ceva tot din partea lui Dumnezeu. Poate că lor li s-a dat să fie rodnici în alt fel. Da? Deci rodnicia nu-i neapărat numai în sensul acesta al nașterii de copii. Poate să aibă loc și pe alte planuri.
Și cunosc cazul unui preot, n-am să-i dau numele, dar un preot foarte cunoscut din Franța, ortodox, care nu a putut avea copii, tot dintr-un motiv în acesta de infertilitate. Și cei doi soți au trăit până la o vârstă foarte înaintată împreună, un cuplu model, un preot model, o preoteasă model, preoteasa a murit de puțină vreme, și care a primit acest lucru și așa spunea și el, pentru că am avut ocazia să vorbesc cu el, să fac interviuri, și spunea că trebuie primit și asta din partea lui Dumnezeu ca pe un dar și să încerci să rodești în altă parte. Și eu știu că preotul acesta, în misiunea lui pastorală, a rodit enorm. Părinte Bogdan Florin Vlaicu, mai avem puține minute până la final. Aș vrea să discutăm despre un aspect pe care l-am remarcat documentându-mă puțin pentru emisiune. Biserica Ortodoxă, în general, nu numai Biserica Ortodoxă Română, nu are, să zicem așa, documente oficiale în ceea ce privește bioetica foarte dezvoltate, adică poziții în legătură cu anumite proceduri problematice din punctul de vedere al moralei creștine în acest domeniu. Biserica Romano-Catolică are niște documente oficiale, niște documente papale, chiar a luat poziție în legătură cu această problemă. Cum ne explicăm? Cum să interpretăm această situație? Biserica Ortodoxă, în general, a mers mai puțin pe documente oficiale. În Biserica Ortodoxă există o tradiție, există o sfântă tradiție, există o acrivie și există o economie. Și lucrurile acestea par să fie suficiente la un moment dat. Există o regulă și există și există o și niște excepții, îngăduințe în funcție de anumite cazuri, sigur că da. Biserica Ortodoxă Rusă a fost cea care și-a publicat o doctrină socială, așa, care e un document foarte important, pentru că avea nevoie de asta, ieșea din 70 de ani de comunism, de persecuție, și avea nevoie să precizeze aceste lucruri. La Sfântul și Marele Sinod din Creta au fost adoptate 6 documente care sunt extrem de utile. Deci pe mine mă ajută enorm acele documente, pentru că sunt puncte de acolo. Unul dintre ele are se ocupă chiar de căsătoria direcționări clare și, sigur că da, și de familia creștină. Nu, dar e vorba de documentul Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea și contemporană, acela, unde sigur că da. Se vorbește de valoarea persoanei, sunt atinse, dar la un nivel, să zicem, general, așa, și problematica aceasta și problematicile acestea legate de bioetică. Deci aș spune că Biserica Ortodoxă este singura biserică din lume, cred eu, care a emis un document, cum este acela despre căsătoria și familia creștină, în care, dintr-un început, din primele două articole, trei articole, statutează clar ce înseamnă familia pentru biserică. Dacă familia nu poate fi decât uniunea dintre bărbat și femeie, care se bazează pe primul cuplu din Rai, Adam și Eva, și lucrurile sunt foarte, foarte clare și cu argumentare biblică și patristică. Este un document cât se poate de clar și care ne ajută foarte tare în vremea de confuzie morală și intelectuală în care trăim astăzi. Pentru că știm că în Biserica Catolică există un lobby foarte puternic care insistă pe recunoașterea homosexualilor într-un fel sau altul, da. Legăturilor pentru persoanele de același sex. Biserici protestante au acceptat deja să oficieze slujbe de căsătorie homosexuală, cum este cazul cu bisericile luterane din peninsula Scandinavă și chiar din Germania. Biserica anglicană a făcut pași importanți pe acest drum. Deci vedem ce confuzie există la nivel creștin în Europa astăzi. Și Biserica Ortodoxă încă are curajul și puterea de a spune lucrurilor pe nume, în niște documente oficiale. De a rămâne, să zicem așa, fidelă tradiției. Sigur că da. Sigur. Și aș spune aici, ca să vă dau o ultimă informație recentă, pe 4 februarie 2016 a fost remis guvernului olandez raportul Snabel, care a fost elaborat de acest doctor Snabel, al cui numele și poartă, care susține legalizarea eutanasiei pentru cei obosiți de viață sau cei care consideră că au o viață deja împlinită și că să o continue nu mai are rost. Deci dacă acest raport va fi adoptat, înseamnă că în Olanda nici măcar nu va mai fi nevoie să-ți mai cauți vreo suferință, vreo adeverință de la doctor că ai o problemă psihică sau fizică. E suficient să spui, domnule, am obosit de viața asta și vreau să o termin. Sau că am o viață împlinită. Oricine poate să
hotărască lucrul acesta pentru viața cuiva și chiar pentru viața proprie. Eu mă întreb cine poate ajunge la acest gând într-o stare de sănătate, să zicem, normală. Pentru că nu ne săturăm de viață, cel puțin așa se vede în jurul nostru, nici măcar când murim. Murim cu un regret. Așa este. Da. Părinte Florin Vlaicu, mulțumesc pentru că am stat de vorbă împreună la biserica azi. Suntem la final. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, dragi telespectatori. Am vorbit despre provocările bioeticii pentru creștinismul de astăzi și aș vrea să închei cu un fragment citat din Sfântul Grigorie Teologul în documentul de la Creta, de la Sinodul din Creta despre Biserica Ortodoxă și misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană. Binele nu mai este bine dacă mijloacele sunt rele. Așa spunea Sfântul Grigorie Teologul în secolul al IV-lea. Cred că este valabil și astăzi. Numai bine!